cum vă așezați? Hai, vină, pa! Hai! Nu, nu! Hai, ce mă, hai să punem așa cum era, mă, veniți cum vă așa. Hai, uitați-vă, puneți-vă și voi cum erați. Bogdane! Nu în dreapta. Cum vrei? Păi da drumul ăsta? Nu era dat drumul. Păi de câte ori? Merge, lasă că spune. Auzi, dar suntem... Merge. Gata? Da. A venit vremea să pleci din România. Nu știu, mai așa, ce sentimente încearcă acum? Da, e puțin ciudat. Pentru că acum salut pentru o țară minunată, că mi-a dat foarte mult din punctul de vedere uman și de, ca fotbalist și pentru asta o să fiu mulțumit pentru tot viața. De ce rămâi după acești ani în România? L-am zis, acum e puțin ciudat pentru că s-a întâmplat totul foarte repede, schimbare importantă, că e foarte departe, dar e aproape de Italia și sunt sigur că este doar la revedere, din punctul de vedere de uman. După fotbal, cine știe? De ce Qatar și nu Turcia? Eu vreau să... Mersi că a făcut aceste întrebări, să clarificăm și asta, că am văzut ceva, că nu știu cine a zis, dar de la China eu nu știu și cine, ce echipă a fost. Am citit Konyaspor, dar Konyaspor a fost înainte, după Konyaspor a luat asta, Konyaspor plăcea a început după normal să caute noutate și plasament acolo, situația nu era foarte bună și din punct de vedere financiar nu era, și eu sunt sigur că nimeni de voi se duce acolo. Și după s-a dus asta și era doar China. La ultima zi că trebuie să accepta FCSB, a venit ceva din Turcia, dar nu știu ce echipa este, ce salariu era, ce bon, nu știu nimic. S-a zis că era Turcia, dar nu se știe și nu-mi place că pare că eu am vrut să mă duc în China ca să FCSB nu ia multe bani, asta nu e adevărat. FCSB, eu o să fiu mereu mulțumit cu ei că m-au dat o oportunitate acestea, mai ales anul trecut și mai ales suporterii, o să fiu mereu pe inima mea și nu e important că te lua. Eu sperea că lua 1,5 milioane, 2 milioane, asta, când te mai a cumpărat, ca pe vara era ofertă de la Olanda și era fericit că domnul Becali lua cât mai multe bani de la mine. Dar e normal ca jucător o tereste unde se duce, e vorba de familia mea, e vorba de... Dar zic încă o dată că asta din Turcia nu existat. Ai imaginat acum plecarea ta de la FCSB, adică în alt context, în alt mod? Te-a deranjat tot ce s-a întâmplat, ce s-a văzut, că te-ai fost forțat cumva să pleci. Da, sigur, au fost 6 luni foarte grele. A fost foarte greu pentru mine. Am încercat să fiu profesionist toate momentele și dacă juca, dacă nu juca. E normal că când nu te simte apreciat, e greu. Eu simteam apreciere doar de la suporteri. Pentru asta vreau să fiu mulțumit cu ei. Vreau să zic că a fost o onoare mare pentru mine să joc pentru aceste echipa și pentru ei, suporterii. Te așteptai să se întâmple așa? Plecarea asta să fie așa de la tot? Era imposibil să înțeleg asta de la anul trecut. Anul trecut a fost poate cel mai frumos an în viața mea. Normal că era... Nu puteam să mă gândeam la asta. Dar fotbalul și asta, toată lumea știa. Nu, sigur. Momentele grele ajută omul. Ajută și eu am crescut foarte mult și în această perioadă. E normal ca fiecare jucător vrea să joacă cât mai mult și da mai multe goluri. E normal, dar nu pot să știu ce s-a întâmplat. Asta e. Și cum am zis... Pe domnul Becali pentru toate răutățile. Cum am zis, nu. Cum am zis, eu o să fiu mulțumit cu el pentru... Că anul trecut m-a luat de FCU, a plătit foarte mult și m-a dat oportunitate foarte mare și eu cred că anul trecut l-am răsplătit, nu? De asta, dar asta nu a fost destul,
pentru că când a început acest an a zis că am vrut să joc cu alt gen de vârf, dar nu e problema, eu zic încă o dată că sunt mulțumit cu el, că m-a dat această oportunitate și acum și acest pas este pentru încrederea de el. Așteptați medalie de campion și tu? Sper, cum am zis ieri, am fost la teren și am zis la tot stafful, toți jucătorii să luptă și să au și eu o medalie. Te vei mai întoarce în România? Am zis, eu e foarte, foarte aproape de Italia și e oraș frumos aici în București și... În vacanță sau la altă echipă? De echipă, cine știe, o să vedem, dar ca țara sigur este la revedere, pentru că când te găsești bine în locul, o să întorci din nou. Andrei, ai câștigat un trofeu? Sigur. Uneori când mă gândesc la acest partid, la Farul, a doua repriză, despare somnul, dar asta a fost și sigur este, credea că anul trecut era anul corect și putea să fie asta, dar s-a întâmplat că plec acum și sper că o să fie campion de departe. De ce o să-ți fie dor din România? Totul, cum am zis, m-am găsit foarte bine. Totul, de la mancare, de la persoane, de caracter și le terme în București, totul. Am fost bine și iubita mea a fost bine și fiul meu trebuia să nască aici. Înseamnă că sigur, pentru mine era foarte ok să stau aici. Da, asta nu știu, e foarte greu să înțeleg asta, dar a fost ceva senzațional asta, motivul pe care, din nou, încă o dată, repet, o să fiu mulțumit cu toată lumea, pentru că a fost ceva incredibil, dar acum cine știe. Ai rămas cu semn, nu? În aventura asta la FCSB. Da, o să iau semn pe tot viața, pe fața mea. O să vedem când ajung acolo, dar îmi place. Da, am aștept să ajung acolo, să cunosc pe altă țară foarte diferită de asta europeană, dar sunt pregătit de când am 14 ani, că am plecat de acasă și înainte era în Italia, după am venit aici în România. Acasă? Sigur că da și încerc să mă adaptez foarte repede. Limba română ai învățat în câteva luni, chineza? Chineza greu, o să fie mai greu, dar o să încerc și sper că o să reușesc. Care patron ți-a rămas așa la suflet? Nu, sigur, cum am zis, o să fiu recunoscutor cu amândoi. Și după, normal, cu domnul Miditelo am avut mai mult relația, el se vedea mai mult. Eu, domnul pe care l-am văzut doar o dată, dar asta e. La televizor mai mult. Da, la televizor mai mult. Mulțumesc mult!